Un bărbat de 41 de ani și o tânără de 19 ani din Câmpul Lung au fost reținuți după ce au sustras un ciocan rotopercutant dintr-o societate comercială din Târgu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un bărbat în vârstă de 41 de ani și o tânără de 19 ani, ambii din municipiul Câmpul Lung, județul Argeș. Aceștia, în cursul anului 2017, ar fi sustras dintr-o societate comercială având punct de lucru în municipiul Târgu Jiu un ciocan rotopercutor electric. Cei doi sunt acuzați de furt calificat, iar azi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.